s-a izbit de un stâlp de electricitate după ce a încercat să fugă de polițiști este vorba despre un bărbat fără permis de conducere, dar și sub influența băuturilor alcoolice care și-a continuat cu nonșalanță drumul atunci când a fost oprit de polițiști în trafic. Un bărbat care nu poseda permis de conducere aflat sub influența alcoolului a ignorat semnalul de oprire al agenților de la rutieră. Drept urmare, aceștia au pornit în urmărirea autoturismului. După o goană prin oraș, șoferul s-a izbit cu mașina de un stâlp de electricitate. După acest incident, șoferul și-a părăsit mașina și a încercat să fugă într-un final, polițiștii au reușit să-l prindă pe bărbat. Bărbatul s-a ales cu dosar penal fiind și reținut pentru 24 de ore.